Aici în scenă vedeți pe acei oameni care au fost responsabili pentru acest proiect și nu numai pentru acest eveniment, pentru că încrederea cu Flori Multe este ultimul eveniment din cadrul proiectului nostru comun. Am avut festivalul Cântecele Neamului la Suceava, am avut festivalul ansamblurilor la Chișinău, am avut forumul cultural la Chișinău, am fost la tabăra Tinerii Creativi Schimbă Lumea, am făcut foarte, foarte multe lucruri în cadrul acestui proiect. Zic eu că este foarte reușit, dar zic eu că punctul a fost pus la bine și la locul lui. Și acest punct ne-a ajutat să-l pună și orchestra de instrumente populare, Tinerii Rapsos. Domnul Vasile Panainte, vă rog să veniți alături de noi. Aplauzele dumneavoastră. Orchestra de asemenea a concurat în acest concurs, dar dacă n-au avut alți rivali, au rămas fără trofeu, dar am zis să compensăm acest lucru și munca asiduă acestor tineri copii care au fost extraordinari, a spus acest lucru și domnul Țărmure, pe care și domnul și Călin Brăteanu, toți membrii juriului au avut aceeași părere practic și mă bucur acest lucru. Domnul Panainte, aceste trofee a orașului Cernăuț, a Centrului Bucovinean de Artă și Cultură Românească și o carte cu 500 de loc, cele mai frumoase locuri ale Ucrainei, este cadoul nostru pentru dumneavoastră ca un semn de mică remunerare la lucrul ce l-ați făcut. Vă mulțumesc foarte, foarte mult! Și trofeele de asemenea sunt ale dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată și la mai mare și la mai mult! Eu nu știu dacă o să mai vin aici așa des. Vreau să vă felicit din suflet pe toți pentru această realizare. Îndeosebi vreau să-i spun Ioanei, bravo, ai fost cea mai bună și pe sincer ai fost cea mai bună. Cu dreptate, să știi că ești bravo. Doamne ajută la toți. Sănătate! Mulțumesc mult! Acum vreau să ofer cuvântul partenerilor mei, nu, partenerului și apoi aplicantul, să pună punct. Așa cum am început, așa și terminăm. Bună ziua tuturor! Mă bucur că am fost partenerul numărul 2 din cadrul acestui proiect. Suntem o asociație culturală din Suceava, Asociația Cultart, o asociație înființată în 2011 și chiar de la început, având oameni experimentați în scriere de proiecte cu finanțare europeană, am scris proiecte culturale și am încercat cât mai mult să scoatem tinerii din România în afara granițelor, cât și să aducem tineri din alte țări în România și mai exact în Suceava. Mă bucur, într-adevăr, un an jumătate de munca asiduă a colegilor mei din echipa de management și vă spun felicitări, fiindcă știu ce înseamnă implementarea unui proiect de asemenea, să zic așa, acțiuni, mai ales când e vorba de foarte mulți tineri, mai ales când e vorba de foarte multă documentație, birocrație. De cele mai multe ori ne-am dorit să scoatem cât mai mulți tineri care aveau ce arăta și împărtăși cu colegilor de aceeași vârstă, însă cum știm că granița ne împiedică, la noi este foarte complicat. Și știți că la școala de vară vreau să aducem 50 de tineri și fiindcă părinții, majoritatea dintre cei 50, am reușit să plec doar cu 25 și îmi pare rău că a fost. Este un singurul indicator pe care nu l-am îndeplinit, să zic așa. Însă la toate celelalte acțiuni, granițele nu ne-au mai împiedicat, am reușit să facem documentația la timp și asta datorită partenerilor mei locali și anumitor persoane cheie, le numesc eu, sau părinți care chiar s-au dedicat și m-au sprijinit foarte mult în organizarea acestor acțiuni. Aș vrea foarte mult să mulțumesc Centrului Cultural Bucovina, care a fost alături de acțiunile mele din cadrul acestui proiect. Aș vrea să mulțumesc domnului Lucanu, care reprezintă o asociație tânără de la Gura Humorului și care
De fiecare dată a fost alături de mine în cadrul acestui proiect și aici vă spun deschis că aveți tot sprijinul meu pe viitor, pe ce vreți să faceți cu tinerii dumneavoastră din centru. Veniți la noi, fiindcă știm ce înseamnă proiecte, știm ce înseamnă finanțare europeană, știm ce înseamnă tot ce ține de documentație. Și puteți găsi la noi sprijin pe partea tehnică, cât și oameni specialiști în cultură, fiindcă avem 3 oameni care au terminat teatru, avem oameni care au terminat jurnalism și știu ce e a cultură, ce e adevărat, mai puțin în folclor și de ce să nu recunosc lucrul ăsta, însă știm să promovăm valorile și asta contează mai mult. Mi-a părut bine că am fost partener în acest proiect. Sper eu că mi-am făcut treaba așa cum am putut cel mai bine. Sper că nu v-am dat prea multe bătăi de cap, ci v-am tras doar de urechi câteodată, zic eu, că sunt mai strict așa cu tot ce ține de documentație pe partea de implementare de proiecte. Mi-a părut bine, a fost o experiență inedită pentru noi și pentru colegii mei să fim parteneri în acest proiect, mai ales că aveam alături de noi oameni foarte experimentați în ceea ce înseamnă muzică și artă. Colegiul, vorbesc în cazul de față de colegiul de muzică din Chișinău, Ștefan Neaga, cât și de Centrul Bucovinean de Artă din Cernăuți. Consider că și în Cernăuți și în Chișinău aveți oameni de valoare, aveți oameni și instituții cu capacitate de a vă duce valorile peste hotare și contați pe ei, mergeți la ei, fiindcă altfel nu putem arăta ce înseamnă identitatea noastră, cultura noastră și doar așa putem să o facem. Și dacă avem capacitatea de a primi finanțare externă pentru așa ceva, de ce să nu o facem? Așadar, vă urez mult succes, sper să mă întâlnesc și în alte proiecte pe viitor cu toți dintre dumneavoastră, cu grupul Țărâncuța, care mi-a făcut o mare plăcere să vă văd, cu toate grupurile care au evoluat în aceste 2 zile. Cu domnul Lepcic, nu mai zic că de 7 ani mă văd destul de des și sper să mă văd în continuare, cu mare drag mă aștept la Suceava. Toate cele bune vă doresc și mult succes! Mulțumesc mult! Vreau să fac o remarcă. A fost greu, dar ne așteaptă o perioadă și mai grea, perioada raportărilor, perioada hârtiilor, documentelor și așa mai departe. Sperăm să ieșim și din această situație cu brio, să facem față și vreau să ofer cuvântul lui Până să apune punct și în festival, și în proiect. Totuși aș vrea 2 cuvinte să ne spună deținătoarea premiului mare, pentru că zic eu, sunt enorm de bucuros că mai am încă o prietenă care când am să-i invit la Cernăuți, la spectacole de suflet a românilor de aici, o să vină cu mare plăcere ce aici mi-a spus după culise. Aș dori să vă spun în primul rând, Hristos a înviat și tot ce-mi doresc de la Dumnezeu e să ajung un profesionist în ceea ce fac, cu ajutorul persoanelor dragi și cu ajutorul jurului din această zi, de la acest spectacol. Nu știu ce să vă spun, am foarte mari emoții, vă rog din suflet să mă scuzați. Și sper din suflet să mai am ocazia să mai particip și anul viitor. La spectacolul de gală ești invitată de acum, neapărat. Și acum să pună punct în proiectul nostru. Îi ofer microfonul domnului Vitalii Belei, care este șeful de studii de la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga din Chișinău. Bună ziua, stimați prieteni! Bună ziua, Cernăuți! Îmi vine nostalgic să constat că trebuie să pun un punct la un lucru extraordinar. Dar lucrurile mari și orice sfârșit este nu altceva decât un nou început. Vin cu cele mai frumoase gânduri de la colegii mei, de la profesorii și dascălii de la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga, o instituție numită pe bună dreptate Vioara I a Învățământului Muzical din Republica Moldova, care anul acesta, alături de Centrul Bucovinean de Artă, își sărbătorește și ea jubileul de 70 de ani. Ani în spate sunt ani de muncă asiduă,
în promovarea culturii muzicale. Din această instituție s-au lansat cei mai notorii personalități ale culturii și pedagogiei muzicale din Republica Moldova, regăsiți practic în toate colectivele artistice, profesioniste și de amatori pe cele mai prestigioase scene din lume. Ne bucurăm și ne mândrim cu acest fapt. Ați văzut și ați putut să vă convingeți și în acest spectacol despre acest potențial. Eu vreau să remarc că am avut fericită ocazie să invităm în acest proiect Asociația Cult Art și grădinarul principal al acestui eveniment în grădina cu flori multe. A știut și știe să cultive flori multicolore, talente și acest festival pe care noi l-am analizat din perspectiva valorificării experienței acumulate în aceste ediții care s-au derulat, să-i dăm o suflare nouă, cu o dimensiune aparte, mă refer la posibilitatea ca copiii care sunt pasionați de muzică să aibă posibilitate să vii în contact direct cu cei care fac lucrul acesta de punct de vedere profesionist, să fie în aceeași scenă, să poată să comunice, să stabilească niște legături. Dacă ne-a reușit acest lucru, ne bucurăm. Asociația Cult Art, care am avut posibilitatea să avem un schimb de experiență în ceea ce privește implementarea proiectelor cu finanțare europeană. Noi suntem la debutul acestei experiențe, este primul proiect implementat de o instituție de învățământ artistic din Republica Moldova în acest domeniu. Am avut o serie de evenimente la care au fost implicați peste 300 de beneficiari direcți. Ne bucurăm pentru acest fapt și le mulțumim pe această cale, profitând de acest eveniment, tuturor celor care s-au implicat în buna desfășurare a proiectului Educație Artistică și Culturală în contextul cooperării transfrontaliere durabile. Semnificativ este momentul deschiderii la Cernăuți a Școlii Populare de Artă. Le dorim celor care vor activa în această instituție și declar din această scenă că Colegiul de Muzică Ștefaneaga va fi disponibil să ajute din punct de vedere metodic și, de ce nu, cu cadre care, de fapt, și astăzi fac studiile la colegiu. Mă refer la chiar și laureatul festivalului de astăzi, Iova Ion. Sunt încă o serie de elevi care își fac studiile la Chișinău din Cernăuți. Faceți lucruri frumoase, să ne dorim ca cultura și tradiția românească să prospere, să cântăm muzica, să ne vorbim limba și să facem tot posibilul ca copiii să aibă posibilitatea să dezvolte potențialul său. Felicitări încă o dată tuturor concurenților și să ne auzim numai de bine alături de această frumoasă grădină cu multe talente și multe flori. Vă mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, aș vrea să continui ideea domnului Belăi. Neapărat ar trebui să vă spunem că acest proiect, chiar dacă se termină aici, impactul lui sau sustenabilitatea lui va continua. Există în Suceava, în Cernăuți, în Chișinău, un centru de informare, un centru de pregătire, un centru de ajutor, dacă doriți, pentru cei care își doresc să continue sau să primească un ajutor metodic. Există neapărat aceste festivaluri care vor dăinui în timpuri, pentru că ați văzut, sunt totuși sărbători de suflet, nu numai pentru copiii care ies în scenă, dar și pentru cei care stau în sală. Pentru cei care privesc la televizor, prima întrebare era, anul trecut am întârziat un pic festivalul și când el va fi? În iunie trebuia să fie, în mai nu a fost, în iunie nu a fost, l-am făcut în decembrie cu o amploare mai mică. Deja am dat un imbolt oamenilor și oamenii cunosc acest lucru și niciunul nu dorește ca acest nivel să scadă. Nu ne dorim acest nivel să scadă nici noi. Mulțumesc încă o dată partenerilor mei.
în primul rând în acest proiect, partenerilor media care ne-au ajutat să promovăm acest eveniment, partenerilor organizațiilor non-guvernamentale din România, din Republica Moldova. Mă bucur că în cadrul acestui proiect mi-am făcut noi prieteni și noi colegi pe care o să colaborăm neapărat și vom face tot posibilul să ducem copiii noștri în România, să-i școlarizăm acolo din punct de vedere a folclorului și a muzicii tradiționale. Multe este de spus, dar pun punct. Și da, să nu uit, da, să nu uit că chiar dacă am întârziat un pic, încă un partener al meu, foarte drag, un partener care ne-a ajutat parcursul acestor ani să promovăm copiii noștri în toată România, și aici mă refer la Școala Populară de Artă Tudor Jarda din Cluj, este domnul Vasile Corpodean aici alături de noi și la spectacol și la deschiderea școlii în cel mai apropiat timp. Mulțumesc din suflet tuturor și punem punct, nu înainte de a zice... De cine a fost finanțat proiectul? Cum vedeți, am grijă să pomenesc. M-au plătit bine să-mi fac pomelnicul și acatistul. Da, este un proiect finanțat de Programul Operațional Comun România-Ucraina-Moldova, programul 2007-2013. Am fost norocoși ca la final de închidere de program să prindem un proiect cultural, fiindcă rar se întâmplă. De ce să nu recunoaștem? Și o pot zice și ei, și dacă nu o zic ei, pot să mă confrunt cu ei să zic că nu-i așa. Au finanțat proiecte de infrastructură și altceva, însă pe final au dat și spre cultură ceva. Și zic eu că e un start bun. Pe 2015-2020, 2014-2020, vor fi proiecte pe cultură, pe educație, pe sănătate și atunci... E o invitație pe care vă lansez acum să accesați acești bani, fiindcă sunt pentru dumneavoastră, nu sunt pentru noi. Noi doar suntem niște instrumente care vă ajută să implementați proiectele. Ce vreau să mai menționez este că proiectele pe care le facem noi nu sunt pentru noi, ci sunt pentru voi și au fost, cum ați văzut și partenerii mei au menționat că pentru tineri s-a făcut. Știți că multe ce am început noi în proiectul ăsta a fost pentru voi tinerii ca să continuați ceea ce am început noi. Așa că continuați să comunicați, fiindcă interacțiunea a fost creată pentru voi. Comunicați, întâlniți-vă la festivale, invitați-vă la festivale, fiindcă știu că aveți o conexiune bună acolo pe Facebook și vă invităm pe site-ul nostru. Vă las pe dumneavoastră, domnul Beli, și cu asta închei. Vizitați pagina web a proiectului www.edcult.eu și acolo avem Centrul Transfrontalier de Educație Artistică și Culturală, care va fi dezvoltat pentru ca să fie un schimb online de materiale ce țin de educația în domeniul artelor. Vă mulțumim și să ne revedem în această scenă și cu alte frumoase ocazii. Ediția 11 a Festivalului Grădina cu Flori Multe s-a finalizat și zicem bun venit ediția 12, dragi copii, pregătiți-vă și vă așteptăm cu mare drag. La revedere și vă mulțumim foarte, foarte mult!